Aceasta este oala mea ocrotită. Acesta este numele ei. Cine nu are oale de pământ acasă să-și cumpere, pentru că oalele de pământ au o viață plină de rânduială. Dacă te gândești să gătești în cuptor cu oală de pământ, mâncarea are alt gust. Dar ar trebui să știi că înainte de a băga oala în cuptor, ar trebui să o ții în apă ceva vreme ca să-și absoarbă cantitatea de apă de care are nevoie și să nu te trezești cumva cu sarmalele împrăștiate prin cuptor, pentru că pocnește oala. Chiar dacă ai grijă să potrivești temperatura, mai ales la ce cuptoare sunt în bucătăriile noastre astăzi. Dacă vă uitați bine, vedeți că oala mea are o cămașă de sârmă care m-a umplut dintotdeauna de uimire, că mă gândeam eu, este o oală foarte mare pe care am cumpărat-o dintr-un târg de vechituri. Probabil că se făceau sarmale la nunți în ea, dar dincolo de faptul că sigur o scufundau în apă, s-au gândit să-i pună și o plasă de sârmă. E ca un fel de scut, un fel de ocrotire, un fel de platoșă pe care o are oala. Uitându-mă la ea, mă gândesc, oare pe noi, pe voi, familiile noastre, ce ne apără, ce ne protejează să nu crăpăm când suntem puși în cuptor, în cuptorul acela despre care vorbește Scriptura și care, într-un anumit fel, este și un mare test. Dar s-ar putea să crap chiar dacă nu ești în cuptor, că ești în ceva mult mai modest și mai nechipzuit sau nu cu așa majuscule pus pe evenimentul în care ești. Ne protejează foarte mult o parte din acest țesut, această sârmă, poate fi familia ta, pentru că de fapt familia ta este matca, este vadul, la familie te întorci ca la un punct de sprijin. Chiar dacă uneori crăpături ai în ființa ta și în istoria ta și din cauza familiei în care ai crescut și te-ai născut. Cultura în care trăiești poate să fie un fel de matcă și poate să fie o țesătură de sârmă. Vedeți, în zilele noastre, cu globalizarea, cu deschiderea granițelor, cu identitățile multiple pe care le avem, cu familie, cu neamul meu împrăștiat prin lume. Dacă ești în America, mie mi s-a întâmplat să mănânc răcituri de care am fugit. Le-am mâncat în America pentru că le-a făcut nepoata mea. Răcituri în America de Crăciun. Da? După cum mă amuză să aud vești de genul, fiica noastră din Atlanta trimite mici în Florida, fiicei din Florida, pentru că vine Thanksgiving, pentru că vine Crăciunul și pentru că știu eu, micii din România, de fapt, cei din Atlanta sunt făcuți numai de un român care a căpătat foarte mare faimă în America. Deci cultura în care trăim poate să ne dea o țesătură care ne leagă și care nu ne lasă să ne împrăștiem prin lume. Comunitățile noastre, bisericile în care trăim, bisericile în care ne închinăm, pot să fie această țesătură care ne adună, care ne fac un conglomerat ființial de care avem nevoie să trăim, mai ales într-o lume ca a noastră, care este tot mai zgâlțuită de tot felul de seisme. Bineînțeles că nu e o bucurie să simți sârma, legea, strânsoarea, ața, mai ales vedem cum adolescenții, în perioada în care încep să simtă că ei devin altcineva, adică își conturează o identitate așa cum se cuvine, nu le mai plac
casele lor, regulile, gardurile, ața care îi ține, dar fără să fiu eretică, mi-aduc aminte că și Moise a dat cu tablele de pământ. Acum a plătit el pentru asta. Tendința să rupem, să ieșim din matcă, să repudiem regulile, să repudiem structura, este cât se poate de naturală, însă pentru asta se plătește un preț. Și când mă uit la oala asta, și de fapt când am cumpărat-o, și cine nu are oale de pământ să-și cumpere, și cine nu are oale, sau dacă cumva are oale, să încerce să vadă niște lecții pe care le dau oalele de pământ și pe care le dă argila, pentru că exact strânsoarea, regula, ordinea, predictibilitatea sunt elemente care ne țin ființialitatea și putem să mai avem și ciobiri. Nu știu când i s-a întâmplat ciobirea. Presupun că înainte de... Pentru că nu, acolo nu văd. Nu văd cum e țesătura sârmei, n-a atins zona aceea decât cu un pic de susținere. Putem să avem parte de ciobiri. Numai să nu ne împrăștiem, numai să nu ne frângem, numai să nu ne spargem și să rămânem. Să rămânem ce suntem de fapt. Să rămânem chip, să rămânem asemănare și să ne anevoim cu multă disciplină și poate și cu ceva suferință. Să fim de preț, chip și asemănare.